Pe Constantin Onu l-am găsit într-un târg tradițional. Tânărul vindea copiilor turtă dulce. Povestea desertului copilăriei este însă una veche de peste 7 decenii în familia lui. Anastasia Onu din Pitești, femeie rămasă infirmă în urma unui bombardament în timpul celui de-al doilea război mondial, a furat meseria de la niște turci. În scurt timp și-a deschis propriul atelier de turtă dulce. Copiii, nepoții și strănepoții au preluat meșteșugul și au avut grijă să fie respectată rețeta bunicii. Pe parcurs au adăugat gusturi, esențe și modele noi, dar niciodată de pe taraba lor nu lipsește turta dulce tradițională. Aici avem sortimentul care de bază, de la care am plecat. Este o turtă simplă, tradițională, cu scurtișoară, iar la cerința copiilor în vremurile acestea am început să evoluăm la personaje în desene animate și chiar să personalizăm turnul chindiei. Nu numai tradiția preparării turtei a fost păstrată cu sfințenie, ci și metodele de vânzare, târgurile, zilele orașelor sau sărbătorile religioase. Turta este plimbată prin toată țara la sărbători, exact ca odinioară. Străbunica mea în 1947 deja asta făcea și vindea. Vindea turta dulce? Da, sigur. Și părinții au preluat-o și au dat-o mai departe? Sigur, și noi încercăm cât mai mult să ducem acest meșteșug al familiei. Toată viața înseamnă târguri la care vă deplasați pentru... Cam weekend de weekend asta facem și doar cu asta ne ocupăm. Acum tinerii din familie au grijă să aducă mereu copiilor forme cât mai amuzante și gusturi inedite de turtă dulce, iar pentru fiecare zonă pe care o vizitează, realizează câte o formă simbol.